doamna Carmen. Eu sunt bucur să mă cunosc și bine m-am găsit. Și-aș dori să o cunosc și-o pe doamna director Șerban Ionela. Uitați acolo, doamna Șerban. Haideți, mulțumim, bine m-am găsit. Poftiți în primul rând. Au venit doamnele și aici. Doamna deputat dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, am și o domnișoară scumpă la secretariat, la doamna vicepreședinte, Luciana Crise, care de-atâtea ori îmi răspunde la telefonul ca în fugă, și cea mai frumușică, doamnă, că m-a bucur să vă cunosc. Ia vedeți, doamna Șerban acolo? Aici, 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 aici. Poftiți așa. Luciana Crise? Da, o să intrăm. Și o să lucra, da? Da, da, cu doamna Aura și cu Gabi Dogal. Vă mulțumim foarte frumoase. Noi vă mulțumim pentru surpriză că ne-ați făcut în această zi dumneavoastră. Doamna vicepreședinte Luciana Crise a fost alături de noi în toți ani Consiliul Județean Dâmbovița. Sperăm acest an 2023 să avem un an cu bine, sănătate tuturor dâmbovițenilor, tuturor românilor. Le doresc un Paște minunat, fericit. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Am să explic și eu echipa cu care am venit și încă o dată vreau să mulțumesc pentru că ne-a facilitat această posibilitate să fim astăzi alături de dumneavoastră. Vă mulțumim. Doamna director Elena și Ionela Șerban. Am venit cu doamna primar a comunei Nucet și dânsa este alături de dumneavoastră și a adus o serie de surprize. Avem alături de noi consilierii județeni, doamnele consilieri județeni, care se ocupă tot timpul în această perioadă să aducă zâmbetul pentru cei care au nevoie, într-adevăr nevoie. Însă le organizează în comuna Nucet, împreună cu doamna primar, o altă acțiune foarte serioasă prin care vor vizita și vom fi și noi prezente să dăm cadouri la copii, la persoanele cu dizabilități. Da? La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Ziua dumneavoastră! Cine mai este dumneavoastră? Să știți că aveți acolo cele mai ceva. Colaborești și cu catolici și cu ortodoxi. Da. Postez în partea mea. Doamna director Sandu Ionela. Îmi permite să-i ofer doamnei consilier județean, pentru că mie mi-ai făcut deja o surpriză. Doamna primăriță. Și doamnei primar de la Nucet. Poftiți, stimată doamnă, scumpă. Probabilă de curățenie. Da, ea răspunde de curățenie, dar se vede. Felicitări, foarte frumos. Deci nu sunt călcate.